ați venit la un nou episod al podcastului cu personajul la psiholog. Un minunat proiect demarat la inițiativa Teatrului Notara București în parteneriat cu psihologul Iulia Buzan, cea care practic a făcut terapie cu toate personajele și va face de-a lungul acestui proiect. Astăzi, în acest episod, ne concentrăm pe tulburarea de personalitate histrionică, așa cum este ea regăsită în literatura de specialitate. Și o avem lângă noi pe doamna minunata Victoria Cociaș, care va intra în câteva minute în terapie, dar nu actrița, ci personajul Charlotte, o mamă, dar înainte de toate o mare pianistă, extrem de iubită, adulată chiar am putea spune, pentru care cariera și succesul și muzica înseamnă aproape totul și pune mult asta pe primul plan, cariera, și asta ajunge să creeze un conflict între Charlotte și fiica ei cea mare în mod special. De aici pornim, asta e problematica. Toate astea le puteți vedea pe scena Teatrului Notara în spectacolul Sonată de Toamnă. Iar acum, înainte să înceapă propriu-zis terapia, haideți să vedem părerea specialistului înainte de toate. Iulia, te rog să-mi spui, aveți grijă că o să fie multe spoilere, dacă n-ați văzut spectacolul ar fi bine să închideți și reveniți după aia. Spune-ne înainte de toate cum e cu tulburarea asta de personalitate histrionică, ce înseamnă mai exact și cum afectează ea mai ales persoanele din jurul ei. Tulburarea de personalitate histrionică nu s-a numit dintotdeauna așa. Inițial a avut ca și denumire tulburarea de conversie. De ce? Pentru că în spatele acestui, sau ceea ce susține tulburarea de personalitate histrionică, este de fapt conversia unei traume emoționale, unui conflict emoțional pe care nu îl putem admite la nivel conștient și care se transformă într-o manifestare fizică, cum o recunoaștem noi acum, așa, expansivă, exterioară, histrionică, și cu cât persoana are nevoie să iasă mai mult în evidență, cu atât de fapt fuge mai tare de conflictul acela psihologic pe care nu îl poate gestiona. Da. Am putea spune că cel mai frumos și cel mai corect este descris de Freud, pentru că el a avut ca și început cazuistic din poziția de psihanalist foarte multe cazuri de personalitate histrionică. Sigur că poate nu e nimic rău în a fi un pic histrionic, pentru că este o diferență între o personalitate de tip histrionic și este persoana aceea expansivă, exuberantă, sufletul petrecerilor pe care toată lumea și-o dorește prin preajmă, o personalitate accentuată de tip histrionic, și avem niște elemente un pic mai evidente, și o tulburare de personalitate de tip histrionic, pentru că tulburarea practic nu simbolizează altceva decât disfuncționalitatea vieții individului. Da. Persoana însăși are o disfuncționalitate la nivel vital, pentru că se ferește atât de mult de ceea ce doare, încât ajunge să se ferească într-un final de tot ceea ce contează. Și se refugiază într-un aspect al vieții pe care îl consideră suportabil și confortabil și lasă deoparte din suferință, suferința pe care nu acceptă să o vadă, lasă deoparte practic ceea ce contează. Da. Pune pe pauză, practic, ceea ce doare cel mai tare. Exact. Mulțumesc tare mult, Iulia. Și acum să mă întorc către dumneavoastră. Vai de mine! Se gândește, vai, ce mă așteaptă! Ce, da! Aș vrea să ne spuneți, înainte să intrăm în terapia propriu-zisă, câteva cuvinte despre personaj. Cum o percepeți dumneavoastră pe Charlotte? Și cum îi justificați alegerile? Eu iubesc pe Charlotte. Îmi plac persoanele de felul ăsta și am și cunoscut și probabil că pe undeva conțin aceste lucruri, pentru că
Altfel n-aș fi putut să, să o iubesc. Adică, și mi se pare și foarte interesant. Adică sunt persoane care atrag lumea, care schimbă stările foarte repede de la plâns la râs, dar și consumă, adică își consumă durerea pe loc. Da. Da. Consumă cât pot de tare, dar pe urmă, gata, nu mai are de-a face cu starea respectivă și trece la altceva. Și lipsa de răbdare față de ceilalți există. Adică, bun, te ascult, hai. Și încă pot să spun că nordicii, pentru că e vorba de Bergman, au un respect față de ceea ce spune celălalt. Nu se întrerup cum se întâmplă aici la noi. Deci aici la noi, dacă nu te interesează și nu-ți place ce spune celălalt, îl întrerup imediat, nu aștept să termine fraza. Pe când de la nemți încolo spre așa, ei au un respect, se lasă să vorbească, drept pentru care sunt și monologele astea în spectacolul nostru. Pentru că îl lași pe celălalt să-și spună toată opinia. Da, am uitat întrebarea. Da, cum vă percepeți personajul și v-am mai întrebat și despre motivațiile pe care îi le găsiți pentru comportamentul și alegerile. Alegerile ei. Personajului. Da. Sigur că există acest conflict între mamă și fiică. O mamă, înțeleg, care are și ea traumele ei din copilărie. Da. Fiind crescută de niște părinți boemi care i-au lăsat să facă ce au vrut, dar nu au avut nicio relație intimă cu copiii, adică mângâieri, intimitate, căldură, cum spune ea, nu. Erau foarte indisponibile emoțional. Da, erau floricele, distanți. Probabil, flower power, perioada probabil. Și în schimb, ea și-a găsit posibilitatea de a-și exprima interiorul și sentimentele în muzică. Și a și muncit foarte mult, pentru că pianul este un instrument superb, dar este foarte greu să faci performanță ca pianist. Necesită o muncă uriașă. Da. Drept pentru care e foarte conștientă de ceea ce ea a făcut, de ceea ce exprimă tot interiorul în muzică, dar muncind enorm pentru asta. Și sigur că atunci a sacrificat o altă parte a vieții ei, relația cu soțul, cu copiii, fiind ținută la un nivel minimal. Adică ea n-a avut o discuție serioasă cu fiica ei până la această întâlnire de la Sonata de Toamnă. Da. Când s-a trezit, s-a trezit cu toate problemele odată, adică acel copil n-a spus până atunci nimic, ceea ce ei nu-i se întâmplă, ea spune pe loc lucrurile. Și mi s-a părut foarte interesant și am și regăsit unele lucruri în eu, persoana Victoria Cojeaș. Cum îmi place mie să spun, cred că în fiecare dintre noi există într-o măsură mai mică sau mai mare, puțin din fiecare tulburare. Mulțumesc tare mult și ce să mai... Nu mai lungim, să înceapă terapia. Charlotte. Pot să spun Charlotte? Da, mulțumesc, da, sigur. Mulțumesc. Eu sunt Iulia. Îmi pare bine. Charlotte, spune-mi despre tine. Aștept o provocare, pentru că așa să vorbesc despre mine
se știe totul despre mine, mă rog, cine știe. Dar aștept o provocare ca să vorbesc ceva despre mine. O întrebare mai concretă. Ce te preocupă? În primul rând mă preocupă pregătirea profesională, muzica. Mă preocupă cel mai mult. Și foarte curând am de cântat, drept pentru care sunt nerăbdătoare să încep pregătirea. Așa că despre ce altceva vreți să mă întrebați? Despre mine, ce pot să vă spun? Iubesc cel mai mult muzica și pianul. Și sunt fericită că încă pot să intru în concerte și pot să-mi exprim sentimentele prin muzică. Dacă ar fi să privești așa un pic în spate, un moment pe care ți-l amintești cu mare plăcere. Da. Mă rog, e un moment pe care mi-l amintesc și cu mare plăcere și în același timp cu mare durere. Pentru că, mă rog, când aveam 20 de ani am cântat la Linz concertul numărul 1 al lui Beethoven și cu același dirijor peste 20 și ceva de ani am cântat din nou același concert, dar în altă parte. Și după concert, dirijorul cu care lucram de ani și ani de zile mi-a spus la un moment dat: de ce nu stai tu acasă cu soțul și cu copilul tău să duci o viață respectabilă în loc să te expui acestei umiliri permanente? Probabil că în seara aia, că eu acum mi-aduc aminte de partea tristă, de partea cea mai recentă a situației. Și atunci am făcut o pauză de câțiva ani după. Am rămas acasă cu familia, a fost destul de greu la început, pentru că nu eram obișnuită să stau fără muzică, să stau fără concerte, să stau... Sigur că nu mai puteam cânta de 5 ori la rând cum cântam la 20 de ani și poate că nu mai aveam strălucirea de la 20 de ani, nu? Dar am revenit. În orice caz, ăla a fost unul din momentele mele de mare fericire la 20 de ani. Și de mare tristețe mai târziu, același moment. Dar am revenit la muzică. Sigur că am stat acasă o perioadă cu copiii, cu soțul. Eram destul de fericiți în perioada aia, sper, cred. Dar e mult mai bine acum. Acum sunt mult mai bine. Sunt mult mai liniștită, mult mai calmă, spun eu calmă. Îmi canalizez toată energia în continuare către muzică și sunt fericită când cânt. Am mult de lucru de fiecare dată, tot mai descoper încă ceva și încă ceva în sonate, în concerte, și asta e o mare bucurie. Muzica aduce fericirea pe scena vieții tale. Da. Și ce lipsește? Păi acum
în momentul ăsta lipsește, îmi lipsește marele prieten pe care l-am avut, care a fost și soțul meu în ultima oară, care a dispărut foarte de curând. Sigur că mă așteptam, pentru că a fost o boală grea și o perioadă mai îndelungată, dar încerc să merg mai departe. Acum sunt în scuze. Este în regulă. Trecem peste. Acum sunt la fata mea cea mare, din fericire aici este și cea mică, pe care nu știam că o să o văd aici, și încerc să mă reobișnuiesc cu ele. Pe Eva n-am văzut-o de 7 ani. Și asta este o provocare, să fiu aici la ei, soțul ei e pastor. Sunt bine amândoi, sper. Au trecut și ei printr-o mare tragedie, pentru că le-a murit copilul. Și cred că e o situație grea. Iar Lena este Lena. Cu problemele ei de sănătate, a fost adusă de la sanatoriu aici la Eva. Eva se ocupă de ea. Da. Eu cred că era foarte bine acolo la sanatoriu. Se ocupau bine de cu ea, se ocupau foarte intens. Dar Eva spune că e mai bine aici cu ea. Sper să fie așa. În general, nu-mi place să vorbesc despre lucrurile astea. Altceva mă puteți întreba? Provocați-mă, pentru că doar așa se poate vorbi, se poate discuta. Ce planuri de viitor ai? Păi, propusesem să plec în Africa, dar m-am răzgândit. Am să mă duc în Creta la un prieten de-al meu, care este un om de foarte vesel de viață și e și un foarte bun bucătar. Și mă gândesc să mă duc la el, pentru că nu mai pot rămâne aici la fica mea. Pentru că sunt avem probleme foarte mari de comunicare. Nu cred că pot să mai rămân aici. Mă duc acolo unde oamenii sunt fericiți, sunt veseli. Și am în proiect un alt concert peste 2 săptămâni. Mă voi pregăti pentru el, deci asta o să fac. În viitorul apropiat, pentru că mai departe nu știe nimeni ce se poate întâmpla. Privind în urmă, există vreun regret? Eu n-am regrete. Nu sunt o persoană care să regrete. Ce să regret? Că am avut o carieră splendidă, că iubesc publicul care mă iubește. Nu. Nu regret absolut nimic. Că am iubit muzica și că o iubesc în continuare și asta este viața mea.
Cum și-a găsit locul familia ta lângă această iubire, muzica? Familia... Tatăl Evei, primul meu soț, a fost întotdeauna foarte înțelegător, m-a iubit foarte mult și s-a ocupat de casă, s-a ocupat de copii. Eu stăteam puțin acasă, am fost mai mult plecată în turnee și copiii au fost foarte frumoși și foarte drăguți când erau mici. E mai greu acum în discuțiile pe care le am cu Eva în mod special. Pentru că Lena e foarte caldă și foarte blândă. Doar că nu poate vorbi. Și e într-un scaun cu rotile. Mi-e greu să o văd așa. Prefer să plec. Prefer să plec. Credeți că e greșit? Nu. Nu este greșit. Atunci e foarte bine. Așa. Mi se usucă gura. De ce ați venit în vizită la Eva? De ce? De ce ați venit în vizită la Eva? Pentru că mi-a fost dor să o văd. E fata mea. Și o iubesc și pe ea și pe Lena, le iubesc foarte mult. Poate că nu știu eu cum să-mi arăt această iubire, dar pentru asta am venit, să văd cum îi merge, să văd dacă e fericită, dacă viața ei e în ordine, dacă are bucurii, tristeți. Am venit să văd ce face fata mea cea mare. Sperați să rămâneți puțin mai mult împreună cu ei? Mi-e greu să rămân mai mult. Poate că am sperat la un moment dat că pot rămâne mai mult în momentul în care a dispărut Leonardo. Poate am sperat că pot să stau mai mult la Eva, dar nu. Suntem foarte diferite. Ce ciudat e asta. Nu seamănă cu mine deloc. A încercat să cânte, dar a mers greu. Iar acum sper că este fericită cu soțul ei. Sper. Ați întrebat-o? Am întrebat-o, dar nu vrea să spună. Mie el mi se pare o persoană destul de anostă. Dar dacă ei se înțeleg bine, e foarte cum se cade el. Cred. Așa pare. În rest, ea a slăbit puțin față de cum o știam eu. Și sigur că am impresia că totuși nu e în ordine, pentru că are impresia că fiul ei e încă în viață și e lângă ea, fiul ei care e mort de 2 ani. Deci e ceva ce eu nu înțeleg. Se pare că el o înțelege. Da, sunt probleme grele în casa asta a lor. Tocmai de-aia prefer să plec, să
să merg în Creta la prietenul meu, în primul rând, și pe urmă să mă pregătesc pentru concert. Viața lor vă amintește cumva de tinerețea dumneavoastră? Nu. Nu. Puțin, poate, la căsătoria mea, prima mea căsătorie, da, foarte vag. Da, poate că Victor seamănă un pic cu primul meu soț, da. Tot așa ciudat, însă mult mai anost. Nu mi-amintesc de tinerețe. În general, lucrurile de care mi-amintesc cel mai mult sunt cele legate de muzică. De exemplu, nu mi-amintesc exact. Singurul lucru pe care mi-l aduc aminte de la nașterea Evei și a surorii ei este faptul că m-a durut. Dar cum a fost durerea aia, asta nu mai țin minte. Astea sunt... sunt lucruri pe care unii și le aduc aminte, alții nu. Amintirile mele cele mai puternice sunt, într-adevăr, legate de muzică și de sentimentele pe care le am atunci când cânt. Acolo vă regăsiți. Da. Sigur că din cauza durerilor de spate și a faptului că n-am mai putut repeta foarte mult, am avut pe urmă dificultăți în susținerea concertelor, dar încerc să depășesc această durere și să merg mai departe. Cum va fi viața după momentul în care nu veți mai putea urca pe scenă? Nu știu, nu vreau să știu. Nici nu vreau să știu. Eu sper că se va întrerupe brusc și că nu va exista acest moment despre care vorbiți. Nu. Nu. Nu cred. Să existe altă viață, nu cred. Nu vreau să mă gândesc. Prefer să mă gândesc la alte lucruri. Prefer să mă gândesc la bani, la faptul că am de făcut niște reparații la casă, că trebuie să-mi schimb mașina, poate am să cumpăr o mașină pentru Victor și pentru Eva, ca să le fac o bucurie. Nu știu. Cum ați regăsit-o pe Eva? La început foarte caldă, foarte plină de iubire și caldă și deschisă, și până când, după ce a băut puțin, a început să-mi facă niște reproșuri cumplite despre care eu habar n-aveam, nu știam nimic. Sau nu bănuiam că există. Mi-a reproșat niște lucruri pe care eu nu le-am văzut de cursul timpului. Sigur că ea a stat mai mult cu tatăl ei. Se pare că are niște traume din copilărie. Care nu înțeleg de unde vin. Eu am încercat să o ajut cât am putut și sigur că da, cât timp am fost acasă. În rest,
Nu înțeleg cum s-a ajuns atât de departe să-mi facă niște reproșuri atât de îngrozitoare, să-mi spună niște lucruri. Am încercat să... Am încercat să-mi cer iertare. Am încercat să obțin de la ea iertarea. Nu. N-a fost posibil. N-a fost posibil, așa că... Acum... Trebuie să trec peste acest moment al... lipsei copilului meu, al faptului că am un copil care nu mă poate ierta. Poate că am greșit, poate că trebuia să vorbesc mai de mult cu ea, poate că trebuia să vorbesc mai mult timp cu ea. Charlotte, tu te poți ierta? Pentru ce? Pentru ce să mă iert? Nu am nici un motiv pentru care eu ar trebui să mă iert. Asta sunt, așa sunt. Și cred că am vorbit destul. Spune-mi când va fi următorul concert și... Îți promit că până data viitoare nu mai pun nicio întrebare incomodă. Care data viitoare? Nu, nu, nu. Asta este un lucru pe care eu nu l-am făcut în viața mea, să merg la un psiholog, psihiatru. Psihoterapeut. Psihoterapeut, mult mai rău. Deci eu, Charlotte... N-am făcut în viața mea așa ceva. Pentru că n-am avut nevoie. Cel puțin așa cred. Și a fost atât de rău? Nu. Dar... Prefer să cânt, să dansez, să mănânc, să mă distrez, decât să merg la psihanalist. Dar spune-mi despre următorul tău concert. Ah, da. Următorul concert va fi peste 2 săptămâni, am spus, da. Peste 2 săptămâni, da. Într-un castel medieval, pe care, concert pe care managerul meu l-a aranjat și sper să fie foarte frumos. M-aș bucura să fiu prezentă. Și să îți întâlnesc fericirea. Da, e în fața pianului. Mulțumesc. Mulțumesc.